Salutare, pentru că au trecut doar 4 zile de când am turnat scara. A doua zi am decofrat contratreptele și părțile laterale. Acum am ales să aplic un strat de CM17. Am înțeles că e foarte ok pentru protecția lor până când voi termina eu ce am de construit aici și de altfel până voi pune gresia pe aceste trepte. Am primit acest sfat de la un prieten foarte bun, care mi-a spus că adezivul ăsta e foarte bun pentru protecția treptelor după ce l-ai turnat, atâta timp cât betonul e încă crud, și am ales să dau și eu pe ele. Urmează să-l aplic, o să-l aplic cu gletiera, după care am achiziționat o drișcă portocalie, mi s-a spus, dintr-un burete cauciucat foarte poros, să le și drișcuiesc. Dar până atunci hai să vedem cum vor ieși treptele în urma aplicării adezivului și drișcuirii. Cam atât am reușit pe ziua de astăzi. Am făcut lateral asta și 2, 4, 6 trepte. Bine, că am mai făcut și altele între timp, nu am stat doar de scară. O să mai continui mâine. Cert e că e destul de migălos. Ca așa arată treptele din beton și acum cam așa se văd ele după ce le-am drișcuit și am dat cu adezivul ăsta. Deja cele pe sus au început să se usuce. Știu că nu e perfect, nici eu nu sunt perfect, dar sunt mulțumit de rezultat. Atât mă pricep, atât fac. Cam atât pentru astăzi, o să continui mâine și sper să le termin. Aici se pare că am prins o piatră. Am prins o pietricică și o să facem așa cu dești. Cu deștiu! Gata. În rest e ok. Cam așa o să vadă după ce se usucă bine. E foarte ok. Protecție pentru trepte, mie mi se pare foarte ok. Dacă aveam suficient timp, le terminăm și pe acestea, dar le fac mâine, nu-i bai. Faza e că nu cred că o să-mi ajungă un sac, va trebui să mai cumpăr unul, mai am un sfert de sac acolo și nu mi-ajunge pentru toată scara, va trebui să mai am un sac.